Ashton Kutcher vrea să-și spele păcatele tinereții. După 6 ani de căsnicie, actorul a decis să renunțe la casa din Hollywood în care și-a petrecut anii de burlăcie. Proprietatea, care se întinde pe o suprafață de aproape 800 de metri pătrați, are piscină, jacuzzi, sală de cinema și 4 dormitoare. Nu-i de mirare că prețul la care a fost estimată este de 2,6 milioane de dolari. Toți banii vor fi donați în scop caritabil.